Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, urmărire ca în filme Maramureș, unde un suspect care conducea o mașină fără plăcuțe de matriculare a fost observat de un echipaj de poliție care a încercat să-l oprească. Vigilant. Vigilență maximă, suspectul n-a stat la semnale, au început o urmărire, nino-nino, chestii. Dânsul, suspectul, a făcut un accident auto, a intrat într-un copac, a fugit de poliție în pădure. Polițiștii după el, agenții au plecat în urmărirea lui, inclusiv cu un câine polițist. Nu știu de unde aveau câinele polițist. Chiar că l-au legitimat pe loc. Ce zic, au găsit un câine și nu vrei să fii polițist. Băi, așa pare. Avem un suspect. Vrei să fii polițistul meu? Cuțu, hai cu noi. Da. Da. Moment în care filmul de acțiune s-a transformat într-o soi de comedie cu Benny Hill, pentru că după ce a alergat vreo jumătate de kilometru, simțind că se apropie mâna lungă a legii și limba lungă a câinelui polițist, nu spune, a trecut printr-un râu, ca în filme. S-a aruncat într-un morman de frunze. Deci asta, știi? Mamă, ce suspect, să arunce cu ele. Da, deci el s-a ascuns în frunze. Mamă, vin câinii. Ce fac? Mă ascund în frunze. Și noi râdem, dar el, cred că știa el ce știa, pentru că câinele de urmă, cu tot cu polițiști, a trecut pe lângă el și nu l-a simțit. Era un cățel de la plimbare? Plimbare? Uite, o pădure, plimbare, nu știu ce, lasă-mă. Vezi că unul nu are nicio importanță, hai în plimbare. Mergem mai încolo și trăgea de lesă, știi? Mă, ăsta știe unde ne duce. Și era câine. Ori și-a luat diploma cu un plagiat. Sau poate, să știi. Da. Și câine polițist, sărac, un cățel polițist. Mai bine ni-l dă nouă, avem noi grijă de el aici, scoate la plimbare. Și l-au căutat, ăsta tăcea ca suspectul, mormanul de frunze, ca să zic așa. Până la urmă, înțeleg că doi pădurari din zonă au venit și l-au găsit pe ăla, da, da, cu lunete cu termoviziune. A, primul atât. Rând, le-a stricat malderul de frunze, da, aia lucraseră la un malder corect de frunze. Greblaseră pădurea. I-a luat capul. Ia plecați de aici, mă, că mi-ați stricat frunzele. Deci cum au lunete cu termoviziune pădurarii asta? Cum? Înțeleg. Că da, cum? Păi cum zic? Normal. Luca a fost pădurea toată viața și știe. Termovizionează pădurea. Se vede ce mai e pe acolo. Pădurarul noaptea pac să pune postul de pândă și termovizionează tot. Da. Să vadă ursul, braconerul sau când vine, sau când vine poliția pădurii să-i prindă pe aia care fură. Da. Pârșul? Pârșul de câmpie. Da, dar mai intre și în pădure. Să vadă ce mai e pe acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.